Da, aici avem tabla. Am cumpărat de la magazin tablă și șuruburi. Prima dată o să vin să întăresc cu șuruburi din alea mai mari. Cam toată structura. După care o să mă urc și o să montez tabla. Și cam ăsta o să fie garajul, cât de cât. Deci după ce o să pun tabla sus, aici în laterale am să mai pun niște scânduri și am să văd ce mai găsesc pe aici prin curte, ca să-l protejez cât de cât. Și urmează să filmez cum așez și tabla și cum o să fie la gata. E destul de larg, o să intru ușor în garaj, după aia o să trebuia să-i fac și o ușă aici, o ușă, dar cred că o să o fac de antrego, pentru că e ceva improvizat pentru câteva luni. Deci asta nu o să rămână așa. Da, astea sunt șuruburile autofiletante pentru tablă. Era să luați niște negrese, de 7, mai lungi am luat așa, ca să intre cât și să reziste, să fie și mai tare în carne. Din șuruburile este destul de groasă, intră destul de mult în carne. Și ar trebui să țină. Astea sunt bune șuruburile astea. Sunt ușor și le scot, dar când o să demontez. Bun. Asta-i tată. Bun așa. Să mă zurăm de 10 ori și stăim odată. Bun. Și partea e la altă și continuăm, că timpul trece. Văd că deja s-au încălzit, încep și eu să mă dezbrac de haine. Dimineața e rece. Nu am să ne vreme, să nu mai înțeleg. Da, trebuie să... Scândurile nu sunt la fel de mari. Așa le-ar trebui, dar că unii sunt mai scurt, unii sunt mai lungi și atunci o să îi centrăm. Am reglat amândouă, lungire acum batem, da? Bun, păcătăm și cu mișare. Am mers în capul alt și gata, aici am intrat. După aia plecam la bubuit pe toate. O să trebuiască să mă urc pe acoperiș. V-am zis că dacă e un acoperiș bun, trebuie să mă țină și pe mine. Da, deja sunt sus și mergem la zile pe mijloc. Nu o să mă las chiar pe mijloc scândurilor, că totuși am vreo 5 kg. Dar după ce de bat, trebuie să-mi feresc una cu alta. A, uitați ce piesaj. Mucușoarii sunt frumoși, au mucușoarii mici. Uitați câte două. Trebuie și acum o să urmează să bag tabla. Pare destul de rezistent. Merg deja pe câte două scânduri. Dacă mă ține, nu se clatină. Deci s-o întări destul de bine. Și coborăm să urcăm tabla. Așezăm tabla.
Aceasta trebuie așezată, reglată întâi bine, pentru că trebuie să calci una pe alta și plus că să le să lăsă un pic de margine și să împlină pe toate scândurile, ambele să fie pe toate scândurile cumva, să le pot prinde bine în șurub. Întâi o să le pun, o să le reglez, după care și o să încep să dau șurub. Dacă am măsura cum trebuie, ar trebui să-mi iasă perfect. Dacă nu am măsura bine, o să iasă strâmbi. Ia. Sus. Da, deja se face umbră. Deja lucrez la umbră. După ce o să pun și pe aia, să văd cât. Deci eu am zis că oricum cam un centimetru jumătate o să rămână, să rămână în exterior. Așa. Aici un pic mai mult. Ia să vedem cum cade la mijloc. Nu am zis în spate. Și o să trebuie să mă fur. Care rămâne bine. O să mă urc pe acolo, o să trebuiască să mă fur combinarii perfect. Acțiunea plică. O să ieși o pudră de... Asta este. O să așezăm mai bine. Da. Deci aici am în mijloc. Trebuie să cadă una în alta. Nici nu contează, că dacă plouă se duce apa, nu se mai urcă să-și coboare piscina asta la vali. Și asta la altă, așa. Da, oameni buni, am reușit și am pus și tabla. Dar e o căldură și tot tabla se luce la soare și nu vine în ochi. Aici mi-a rămas un pic de scânduri neacoperite. Uitați aici în margine. Pentru că m-a furat un pic și în binările și atunci marginea asta, câțiva centimetri, și am hotărât să o prelungesc cu un capăt care avem prin. Deci cumva o să mă adaug aici cu încă o bucată. Numai că mi-a luat timp să o tai, că o tai cu un flex, cu polizor, nu cu pânză, că nu am avut nici pânză la mine. Ești din bucata asta veche, mi-am luat o bucată, dar am tăiat-o cu pânză, cu polizor. Deci e foarte groasă. Și acum o să tai capătul ăsta la alt. Mi-i trebuie, hai, maxim 7-8 cm. Da? Eu am pus 20, cred că aproape mai intre pe disubt. Și am să iau și partea asta la altă. Am să o tai și pe asta la fel. Și cumva am terminat eu cu tabla. Din bucata aia la altă o să îmi prelungesc capetele astea. Asta cred că o să o bat o îndrept și o să o pun pe capătul ăsta. Un fel de țigăneală, dar cu eficiență până la urmă. Triciclul deja l-am îngarat. Ideea e că afară e o căldură enormă. Și fiind cald, deja eu l-am băgat la umbră cât de cât până o să închid și lateralele astea. Încape destul de bine că la locul lui aici. Intru, ies, intru cu față, ies cu spate sau și invers. Și de sub, vedeți, e destul de răcoare, destul de întuneric. Deci era ideea să-l ferești de soare, pentru că cauciucile astea fiind negri, sunt fierbântau. Până și ăsta de la picioare și scaunul, toate sunt fierbântă la soare. Plastele se scasează, deci trebuie evitat. Evitat soarele dacă nu ieși la muncă cu el și nu ești în trafic. În trafic oricum mai viteză să răcoreze, așa dacă stă să coc toate. Deci asta era ideea cu garajul pentru soare, ploaie, zăpadă. Da, continuă să stai și să termini și bucățica aia.
Da, oameni buni, mă pregătesc să mai tai și bucata salată de tablă. Am pus o bereche de ochelari, totuși mai n-aș parli, mai ce am găsit pe aici, pentru că asta e un polizor de pilie, nu de tăiet. Și atunci faci spanul prea mare și e posibil să sară și ar fi periculos pentru voi. Deci de aia am să-i folosesc și cu mănușă, că și aici spanul care o să le iasă tablă fiind sub țări, o poate trage și să fie în siguranță. Deci mai am să tăie bucata asta de prelungit acolo și termin cu acoperirea. Ori că cumpăram nouă, ori că o pun de asta, tot trebuie să o tai. Ideea că n-aveam ce să o tai acum. Și am găsit de asta cu spanul sintre de sub și asta o să fie pe margini. Când mai umblu prea acolo să nu mă tai. Da. Uite cum l-am prins de scândră. L-am prins pe la în șuruburi și jos o să mă încarc pământ. Aici o să îndrept, spațiul ăsta să nu mai fie chiar pantă și o să urmează și partea asta la altă și sus o să te numit așa să aerisească, să bată vântul prin el, să fie totdeauna uscat, adică să apuci. Urmează și partea asta la altă și deocamdată asta e șmecheria. Bătaie de cap, când faci de unul singur, astea zic. Da. Asta este. În sălbăticie aici contează tot ce poți face să-ți fie de folos. Aici nu avem figuri că... Dar eu cred că totuși ies destul de uișă, destul de bine. Bună dimineața la toată lumea. Este ora 8. Ne apucăm iar și de treabă. Dar am vrut să vă arăt cum flori salcâmul și toate dealurile astea sunt pline de flori albe de salcâm. Este un miros în aer, te relaxează la creier, așa mirosul ăsta, foarte plăcut. Ia uitați, alb. Azi ca plan de bătaie, vreau să mă duc scosesc acolo unde am plantat copacii. Normal trebuia să mă duc să toc lemnele de întâi, dar este anunțat ploaie după ora 2-3 și atunci nu vreau să nu-mi termin treaba. Și o să mă apuc scosesc. Și ce e ce vreau? Am să încerc să ajung la fiecare nuc, să-mi fac cu motosapa rotocoale așa în jurul copacilor ca să fac pământul afânat, iar dacă o să ploaie să intre cât mai multă apă și să o țin acolo pe loc, pentru că aici suntem, vedeți, suntem pe vârful dealului, tot apa coboară foarte rapid la vale, mai ales când pământul e uscat. Pământul ăsta nu a văzut de mult ploaie, chiar dacă în satul vecin a plouat acum o săptămână, la noi nu a ajuns și nici de vale acolo la porumb. Deci Nu au văzut, deci de când l-am pus, nu mai știu dacă sunt 2 săptămâni, nu mai știu cât este, dar este filmarea că l-am pus, nu au văzut ploaie deloc. Da, o să intrăm de aici și o să mergem până în capul alt și o să tăiem toți ciriteii ăștia care au crescut, ăștia cresc din rădăcinile vechi, după care o să scosesc toată partea asta. Și uitați acolo în spate deja o smărăcin mult. Acolo n-am mai fost cosit că avea cuib o păsărică. Între timp, parcă cuibul e gol, nu știu, o fi intrat, vine un animal să-l bate ceva, eu fi mâncat ouăle, pui, nu știu, că nu am găsit nimic în cuib. Și dacă tot nu mai e nimeni, am scosit toată bucata asta pe aici. Să vadă și copacii așa cât de cât. O să trebuiască să-i mai ud
Iar lemnele o să le las la tocatura viitoare când vin iarăși. Am avut de făcut și garajul ăla și mi-a luat mai mult timp. Am prășit divare la porumb și la cartofă. Și o să mai rămână de cosit și dacă este timp, vreau să fac protocoale aici în jurul nucilor cu motosapa pentru a fâna pământul. Iar dacă o să ploaie, să oprească apa pe loc. Eu am mai făcut la vreo 2-3, dar atunci eram iarba mai mare pe aici. Și agăța și lua iarbă. Ia uitați. Deci cumva așa cercuri din astea o să fac pe la toți nucșorii. Na, ploaie în satul 12-1 și încerc și eu să fractare, să mă încadrez în timp. Dacă o să vină, chiar și trebuie. Deci, nouă ploate e săcită aici, în sat, la mine e săcită. În zonele lângă noi, satele vecine au mai ploat. Dar pe aici nu mai au trecut. Peisaj superb. Salcâmii sunt floare. Toate dealurile sunt florite. Deci păsărele și miros de floare de salcâm. Terapie în alta. Raiul pe pământ. Da, continui cu lucrările. Da, oameni buni, eu am terminat de cosit. A fost un pic mai greu pe la deal pe acolo, pentru că au crescut de la copacii aia care am tăiat. Au dat puișori. Și atunci am rupeat mațele de la motocoasă prin puișorii aceia. Iar aici în spate era numai un fel de boschet, liane înalte. Acum se ved și lemnele care au mai rămas. Se văd lemnele astea care au mai rămas. Astea sunt lemnele care erau aici la lângă, pe grădină. Să trebuiască strânsă. Uitați ce frumos văd rândurile. Așa sunt pomii fructiferi. Iar partea asta la alte două rânduri. Și la deal printre lemnele e un rând și partea asta la altă la vale alt rând. Nucșori. O să trebuie să vin să stai ciritei așa care mai sunt ieșiți. Dar e o zi caniculară și se așteaptă ploaie după ora 3, urmas încolo. Eu am fost, am cosit și aici la gard afară. Să-mi rămână și după gard frumos. Și încerc să țin din scurt toți copăcii ăștia, pentru că aici era o junglă, o sălbăticie totală, catină, trandafiri sălbatici, tot felul de astea. Mai sunt care încă n-am putut să iei din cauza că se lemnă pe jos și n-am putut să curăț bine. Și deci, am dat pe hat la vale, până jos am curat și partea asta și partea asta. Uitați, toți ciriteii așa care sunt rămași în picioare, o să vin și o să încep să-i scot și pe așa să-i tai. Aici mai am câțiva. Dar e foarte cald. E foarte cald. Și pentru că să anunță ploaie, încerc să mai fac ce pot. Acum o să văd și lemnele astea toate care au urma să le bag la tocător. Azi o să fie următoarea treabă. Eu am venit cu gândul întâi să toc toate lemnele și după aia scosesc aici. Dar o trebuie să fac garajul la tricicleta aia mea electrică. Și mi-a luat mai mult timp fiind singur. N-am mai ajuns la nuci aia la alții și cred că nu mai reușesc astăzi să merg cu motosapa prin jurul lor. În schimb, i-am făcut pe ăștia, i-am făcut șanț la toți pomii. Uitați, șanțul așa rotund, unii dacă o să se ploaie să adune apa,
Trebuie foarte multă ploaie. Pe zona asta nu a plouat, cred că e vreo lună de zile. Iar căldura a fost intensă, zilnic. Ieri și azi cel puțin 27, soare plin. 27 de grade. Dar e un soare plin și n-a de nici vântul deloc. Totul iar soare. Aici mai am niște nuci la vale. Uitați, au frunzuliță. Asta am curățat iarăși încă o dată. E a doua oară când cosesc. Vreau să încerc să păstrez hatul curat și să nu mai vină nimic din partea asta. Să-mi umbrească locul ăsta. Pentru că am nucușorii ăștia pe aici băgați. Și dacă nu ți ții de ei un timp, deci natura e foarte rapidă. Imediat dezvoltă lianele. Uitați aici, deja avem liane, uitați cum surcă în copac. Foarte, foarte groasă. Nici nu le poți tăie ușor cu motocoasa. Și vine deja în grădina asta cu porumb de aici, de vale. Na, porumbul crește. Noi l-am prășit. Ieri am prășit și la porumb. M-a ajutat mama și soția. Deci sper că la anul o să fie o grădină mult mai curată și mai ușor de lucrat. Dar totuși porumbul meu crește frumos. Dacă o să fie o ploiță, astăzi să fie curat, fără gheață. În ultimul timp, numai de ploi din astea aud prin țară, cu inundații. Și atunci ar strica totul dacă vine. Și chiar și în timpul zilei dacă vine, nu-i chiar de folos. Că e prea mare caniculă, ploaia vine foarte rece și plantele astea, gen roșii, ardei, imediat se supără. Uitați cartofa. A început să iasă, v-am spus. Asta a fost o chestie de experiment, pentru că am vrut să văd dacă se dezvoltă în terenul ăsta. Și încă am pus cea mai mică și cea mai ră cartofă care au mai rămas. Văd că rândul îi spline și încă o să mai iasă, cred că. Ia uitați aici ce mormane de crengi mă așteaptă la tocat. Nucușorul se dezvoltă destul de bine. Din partea aia spre Moldova pare că începe să se înfumice un pic. Începe să se închidă un pic cerul. Noi așteptăm ploaia. Uitați, și asta ce frunză frumoasă are și e băgată între lemnele, o să fiu, trebuie să fiu atent că nu o să le scot de aici, să nu-l agăt. Și asta. Da, sunt mulțumit cum merg copăcii. De acum o să le ofer mai mult timp. Totdeauna o să încerc să-i ud când o să ajung acasă. Vreau să crească rapid. Să-și dezvolte ramuri și coroana mai mare, să-mi umbrească cât de cât pe aici, pentru că pe aici am foarte multe cioate rămasă, care o să dea vegetație din nou și cumva, cu cât se măresc, cu atâta vegetatea de sub ei o să înceapă să scadă, să nu mai apară, ca să nu mai avem cheltuială cu timp, cheltuială de timp și de bani, cu cosătul, cu... Aici suntem pe vale. Nucii de aici sunt mult mai mari și mai frumoși. Aia de sus, de la stradă, de partea cealaltă. Pentru că aici se adună mai multă apă când plouă. Toată apa, uitați, de pe deal coboară la vale. Și atunci ăștia au intrat pe rod mult mai rapid. Au coroane frumoase.
mașinii, merge bine pe acolo. Uitați, uitați, câte două, câte două, două, două degee. Fiecare nuc, văd că are, are nucușoare. Și sperăm că, de asta am vrut să le fac rondurile alea cu motosapa, să meargă, să apa mai la adânc, la adânc și să rămână pe loc, să nu se mai scurgă la vale, să crească și așa de la deal, pentru că ei sunt plantați toți odată, dar asta e diferența între nivel. Uitați, nucii de la vale, uitați ce bine merg și uitați câte umbră e pe subtii. Deja ați dezvoltat stare la coroane. Da, să mă apuc de garaj, mai am de montat o placă de asbest pe partea asta la altă, să le asigur mai bine și pe jos pe aici să mai pun niște pământ. Asta e garajelul care l-am făcut acum pe fugă, oricum la căldura care afară îi prinde bine să stai acolo la umbră. Da, s-a apropiat ploaia, de asta astăzi m-am grăbit să termin cu cosâtul, cu săpatul în jurul pomișorilor acolo. Am mai avut de făcut găuri pentru pari pe aici, pe la vale, pe la grădina lui mama, să-și pună și ea castraveță. M-am dus și am tăiat cu o securie tot ce-o mai rămas prin grădină, beldienele alea mari, care nu le-am putut cosă, s-o termin și pe aia și se curăț total terenul. Am început să picure, aștept și cu nerăbdare să ploaie. Aici sunt tunică, se înnourează. E anunțată, da? Știți cum e. De câte ori a fost anunțată și nu a mai fost. Poate să ploaie în satul vecin și la tine să nu ploaie, așa au fost ați trecut. Da, uitați, sunt orișorii. Apropii un fulger din când în când. Deja bate și un vântișor mai rece. Da, uitați, s-a pornit și vântul. Se mișcă frunzele la copaci, picură mărunt. Și eu sunt curios să văd dacă începe ploaia, să-mi verific construcția, dacă e eficientă și dacă se scurge apa cum trebuie.